Domnule Negrescu, la ce vă așteptați dumneavoastră după ce se va termina și această vizită a celor de la Banca Mondială? Am văzut și Fondul Monetar Internațional a lăsat seria de sugestii. Guvernul a spus nu ținem cont de ele. Ce credeți că se întâmplă de această dată? Ceea ce spune Banca Mondială e pe aceeași lungime de undă cu FMI-ul în ceea ce privește taxarea. Adică, probabil din 2025, la cum arată datele financiare și dacă situația economică a României se va agrava, în sensul că taxele și impozitele nu vor mai aduce la buget banii pe care guvernul speră să-i încaseze în acest an, vom ajunge, din păcate, la un TVA unic, probabil de 19%, practic va dispărea asta de TVA de 9%, iar creșterea impozitului pe dividende la 10% e aproape sigură. Să văd că am crescut de la 5% la 8% cota și probabil o pot crește la 10%. Impozitarea, da, a proprietăților, a caselor, a terenurilor, apartamentelor și poate chiar a mașinilor, e de valoarea acestuia, de zona care se află, mai ales la autocupile în funcție de vechimea mașinii, cred că de asemenea vor deveni realitate. Și mai un punct la care autoritățile probabil se gândesc să ia măsuri este legat de impozitarea veniturilor. Și adevăr, la cum arată situația din piața muncii în momentul de față, doar prin scăderea taxelor pe salariile mici pot stimula crearea de locuri de muncă, o măsură absolut esențială dacă avem cu ce să plătim pensiile majorate. Și vin niște date interesante de la Banca Națională a României, domnule Negrescu. Guvernul s-a împrumutat cu 25 de miliarde de euro din ianuarie până în decembrie anul trecut. La ce vă așteptați din acest punct de vedere? Că ne tot împrumutăm, dobânzile sunt mari, unde ajungem? În total, împrumuturile Ministerului Finanțelor au fost de 40 de miliarde de euro anul trecut, iar în acest an, în proiectul de buget, în legea bugetului, sunt estimate investiții, adică investiții împrumuturi, de 38 de miliarde de euro. Probabil vor crește împrumuturile, pentru că din încasele din taxe și impozite nu mai aștept ca statul să adune mai mult decât anul trecut, în condițiile în care inflația se temperează și încasările din prețuri, economie probabil vor scădea. Așa că împrumuturi după împrumuturi într-un carusel de credite pe care se le va lua atât de la populație, plus că acum o emisiune de titluri de stat în vigoare, doar și de pe piețele internaționale, până când Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Probabil datoria publică va trece de 50% din timp și vor trebui luate măsuri de restructurare a aparatului public. Și tăieri, da, de venituri dacă se depășește acest plafon. Mulțumesc, domnule Negrescu.